Interesul românilor este din ce în ce mai mare față de ce ar presupune și care ar fi consecințele unui posibil conflict militar la doar doi pași de România și ceea ce se poate întâmpla în cazul în care se declară stare de mobilizare sau de război. Românii din străinătate, conform prevederilor legii, la instituirea stării de asediu sau la declararea stării de mobilizare sau a stării de război, cetățenii încorporabili cu domiciliul în România, plecați temporar în afara țării, au obligația de a se prezenta în termen de maximum 10 zile de la data notificării la centrele militare în evidența cărora se află în vederea îndeplinirii serviciului militar pe bază de conscripție. Acure să-și facă datoria de bine față de popor și de oamenii care locuiesc acolo și fac treburile astea, să fie legal, să nu ajungă la treburi din astea. Pentru că avem copii, avem nepoți, avem treburi și nu ajungă să vadă fapte rele. Cei din diaspora, dacă ar fi un potențial război, în 10-15 zile ar trebui să fie în țară, să se prezinte. Nu se prezintă. Care sunt plecați în diaspora, spun eu, nu prea puțin interesează de ceilalți care sunt în țară. Nu, nu. Patriotismul ăsta la ei nu se manifestă așa ca la cei care suntem crescuți, suntem aici, trăim aici și cunoaștem viața. Pentru cetățenii încorporabili și rezerviștii care nu au domiciliul în țară, dar și cei care nu au putut fi notificați, au obligația ca în termen de maximum 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a hotărârii Parlamentului privind declararea stării de mobilizare sau a stării de război, precum și decretul președintelui României privind declararea stării de mobilizare sau instituirea stării de asediu, precum și a decretului președintelui României privind declararea stării de mobilizare sau instituirea stării de asediu sau a stării de urgență, să contacteze centrul militar în evidența cărora se află cu privire la modalitatea de îndeplinire a serviciului militar. Nu mai vin domnul la ce să vin aici. Nu cred că mai vin. Ducă război să-i omoare puștii ruși. Într-o fel e bine că e casa teritoriilor, deci unde s-au născut sau... Iar dacă vin, că sunt tineri și care vor, pot să contribuie să ducă la granițe, înțelegi, să apere țara, înțelegi, care sunt tineri. Deci considerați că ar avea o datorie morală față de țară, chiar dacă nu de mai... Țară, da, deci ar avea o datorie să-și apere, să-și apere țara. Deci, dar dacă va începe un război, va fi un... Fapta persoanei care în timp de război sau pe durata stării de asediu își provoacă vătămări integrității corporale sau sănătății, simulează o boală sau o infirmitate, folosește înscrisuri false sau orice alte mijloace în scopul de a se sustrage de la serviciul militar, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.